Bun găsit la Daily Briefing, Claudiu Cazacu sunt, mă bucur să ne auzim într-o nouă dimineață, una cu cer senin, este încă o atmosferă de vară aici și lucrul acesta mă bucură foarte mult. Cred că înainte de a începe e totuși important să menționăm și faptul că ne referim la opinii, nu recomandări de tranzacționare, Instrumentele de tip derivat implică riscuri, evident proporționale cu efectul de levier utilizat. Recomandarea mea, dacă se poate spune astfel, este să vă gândiți totdeauna care ar fi riscul maxim asumat și acesta să fie o porțiune mică din totalul contului pentru a avea multe ocazii de a pune în aplicare strategiile sau viziunea de piață tehnică ori fundamentală pe care o aveți. Înainte de a discuta despre alte instrumente, vorbim pe scurt despre EURUSD. Cred că, din punct de vedere tehnic, este un peisaj interesant, cu spike-uri excesive, mai întâi peste 1.13, reversate ieri, dar o piață care încetul cu încetul amortizează aceste șocuri. Vedem, până la urmă este o dinamică aproape triungulară dacă am exclude spike-ul inițial, saltul de ieri. Cifre abundente din Statele Unite, mai întâi mai slabe în ceea ce privește inflația chiar la nivelul consumatorilor, dar nu atât de joase pe cât ar fi sugerat. Producer Price Index, avem un core CPI la 0,1% lunar și, interesant, anualizat la 2,2%. Deci, aparent, peste ținta rezervei federale, având în vedere faptul că astăzi vom cunoaște minutele ultimei ședințe, deci ceea ce s-a discutat pe scurt acolo, pe scurt însemnând că anumite... anumite Referințe personale legate de cine a declarat ce sunt, sunt eliminate. Deci, într-un asemenea moment în care vom avea un insight suplimentar în ceea ce înseamnă decizia băncii centrale, contează foarte mult o interpretare anticipativă a, a felului în care ar vedea datele recente. De ce? Fiindcă, pe de-o parte, vom afla... Mai, mai în detaliu ce s-a discutat ultima oară, pe de altă parte este o ocazie pentru ca piețele să aplice o formulă de interpretare și să integreze și datele care au venit după aceea. Și astfel putem estima cam ce ar face rezerva federală și dacă estimăm corect, înțelegem ce poate să se întâmple cu dolarul și cu alte piețe până în septembrie. În aceste condiții, inflația, deci core CPI, 2,2% anualizat peste țintă. Dar Fedul nu se uită la aceasta, se uită la o altă măsură ajustată, care ia în calcul anumite categorii de produse și servicii mai mult decât altele, cum este PCE, Personal Consumption Expenditures. Deci nu indicele oficial de statistică a ce măsoară inflația, ci un alt indicator, un indicator care uh, vorbește despre uh, modul în care e perceput uh, uh, evoluția prețurilor la nivel uh, la nivel uh, individual, uh, la nivelul unui, uh, unui cetățean uh, obișnuit. Uh, în aceste în, între aceste două valori există o diferență notabilă. De exemplu, cu ce peste 2% la 2,2% în scădere de la 2,3% anualizat raportarea anterioară, PCE 1,6%. Deci, depinde unde te uiți, în anumite zone inflația nu pare a pune niciun fel de probleme, în altele este deja peste țintă. Aceste divergențe au făcut unii observatori să spună că, de fapt, ar trebui să fim atenți la o izbucnire puternică la un moment dat a inflației. între alt, alții chiar și Alan Greenspan care a fost la un moment dat considerat un fel de semizeu al piețelor financiare, atunci când lucrurile mergeau bine. Părerea s-a schimbat puternic după ce, după ce a urmat criza financiară și unii l-au acuzat, i-au acuzat politica monetară prea relaxată, drept drept punând bazele acestei acestei schimbări. Ne gândim la aceste date din Statele Unite prin prisma efectelor potențiale asupra rezervei federale și înțelegem faptul că după trei și jumătate ieri, cam toți participanții se gândeau că o majorare în septembrie este ștearsă din lista de posibilități și chiar una până în primăvara anului viitor devine mai puțin probabilă. Însă, ce s-a întâmplat ulterior, am avut comentarii din partea lui Dudley, William Dudley, care e o voce respectată, este șeful New York Fed, spunând că septembrie este un moment posibil pentru majorarea dobânzii. Mai trebuie menționat faptul că cu doar o zi înainte, Williams, un alt oficial al Fed, poate nu la fel de vizibil, dar în orice caz suficient de importantă cât să merite ascultat, vorbea despre o schimbare a politicii a orientării Rezervei Federale, inclusiv printr-o țintire a inflației la nivelul mai ridicate. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că dacă nu mai ai ținta de inflație de 2%, ci o muți la 3%, la 2,5% sau 3,5% sau 4%, deja nu mai ești obligat să te gândești la majorarea dobânzii pentru încă foarte multă vreme de acum înainte. Deci permiți o relaxare monetară mult peste cea pe care ai accepta-o dacă ținta ar fi de 2%. În aceste condiții, dolarul american pierde foarte mult, fiindcă dacă s-ar implementa o asemenea politică, o asemenea schimbare a instrumentelor și cred că mai în detaliu vom vorbi la market briefing săptămâna viitoare, fiindcă este mult de dezbătut pe această temă, dar acum ideea ar fi că dacă s-ar implementa așa ceva, ar exista o reacție de depreciere masivă a dolarului american, dincolo de ceea ce s-a văzut deja. Ar fi o, o schimbare de perspectivă majoră ar permite, la un moment dat, chiar, poate, reluarea programului de tip quantitative easing, fiindcă doar dobânzile foarte scăzute ar putea să nu își îndeplinească misiunea. E, e, aducerea pe tapeta unei asemenea variante este notabilă. Bineînțeles, William s-a spus că e o chestiune pe termen lung, că trebuie să ne gândim care ar fi instrumentele, care ar fi efectele, dar cineva de la Fed împărtășește această, această opinie. Vom vedea ce pără Janet Yellen. Asta uh, în uh, aproximativ 10 zile, deci după 26 august avem uh, uh, conferința uh, întâlnirea banchilor centrale la Jackson Hall. Vom avea mai multe detalii acolo. Dar uh, Williams uh, a pus gaz pe foc, oricum traderii erau uh, hotărâți uh, să împingă euro de mai sus. Raportul său a ajutat ieri, ieri de dimineață, a contribuit împreună cu datele mai slabe de luni și de vineri la deprecierea USD. Ei bine, William Dudley a pus o frână foarte abruptă, parcă auzim creșnetul aici pe, pe grafic cum s-a întors euro suntem într-o relativă așteptare de atunci până acum Lockhart uh, s-a alăturat uh, taberei uh, hawkish, uh, dar nu a putut uh, crea prea multă uh, pagubă uh, în tabăra celor cu poziții long. EURUSD este mai degrabă într-o dinamică laterală și aș spune eu, dacă această creștere este doar un spike de scurtă durată, probabil că Probabil că o formație triunghiulară a încă o bază pentru creștere. Și acum o întrebare. Triunghiul de pe EUROSD, respingea din 1.12.60 din această dimineață, semnalizează o posibilă continuare a creșterii, țintă 1.14. Uh, din punct de vedere tehnic și strict probabilistic, aș spune că mai degrabă, da, mai degrabă EUROSD par a dori să genereze aici un triunghi, o spargere ascendent ne aduce cu o dimensiune de tip 50-60 de pip și ceea ce ar se undeva spre 1,13-40, deci nu neapărat unul 14 ci o zonă între 13-50. poate că vârful acesta din local temporar, din 21 iunie ne este de ajutor. Dar a, pentru, pentru aceasta este, este importantă, esențială, chiar, o închidere peste 12-80. Uh, cred că, din punct de vedere fundamental, uh, trendul ascendent al euro să dea primi niște lovituri, dar încă nu este zdrobit. Și chiar și dacă spargem în sens inferior, ne uităm la un 1,12,55, uh, mai jos uh, 1,12,35, mai jos 1,12,00, dar linia de trend vine din urmă. Vedeți, ea are puncte de contact mai devreme. Am lăsat aici un, un pic de gap, dar cred că e o, e o variantă rezonabilă. Um, o altă opțiune ar fi să facem așa, linia de trend. Deci, uh, numai o clipă, să punctăm uh, toată această zonă de minime. Deci, mai multe plase de siguranță, de fapt, dar cea mai importantă este aceasta pe la 1.12 în în noaptea aceasta și sesiunea asiatică de mâine, sunt greu de despart cele două linii de tren și mai ales a doua. Din punctul meu de vedere există, există o dificultate semnificativă. Cred că piețele totuși se cam înșală, greșesc în ceea ce înseamnă dorința rezerve Federale de a majora rata de dobândă. Și de aceea aș spune că minutele ședinței FED din această seară pot să, la ora 9, pot să inducă o reacție pozitivă pentru uh, USD. Ce ar însemna acest lucru? Ar însemna că dacă am fi undeva uh, în interiorul triunghiului până atunci, am putea vedea o spargere descendentă. Dar scenariul meu principal, pentru a fi mai, mai clar, ar fi ca piața să-și găsească energia pentru a sparge întâi în sens ascendent pentru a se apropia de 1.13 sau chiar a depăși 1.13.17, etape necesare înainte de a viza 1.13.40, mai probabil n-ar trebui să ajung la 1.13.40 uh, astă seară și dacă minutele sunt așa cum ne așteptăm, chiar dacă ele vor fi cumva uh, rejectate parțial, uh, traderii gândindu-se că au venit multe date de atunci, totuși nu cred că vor fi fără fără efect. Și atunci, dacă vom fi undeva deasupra uh, triunghiului, undeva spre 1.13, 13 ne-am gândit poate la o corecție spre 1.12.40, 12 30, dacă am fi în interiorul triunghiului am pierde 50-60 de și de acolo, deci am venit spre 1.12, dacă am fi mai jos uh, în zona 1, 12 20 1, 12, 35, cred că am putea cobori spre unul 11 70 sau mai jos. Dar foarte probabil piețele nu ar fi zdruncinate pentru multă vreme, fiindcă... Trendul acesta care împinge euro să mai sus are rădăcini care nu țin neapărat de politica, în mod direct de politica monetară, țin și de alte aspecte mai greu, mai dificil de, de schimbat. Dacă ne uităm pe ceea ce înseamnă acum titluri de stat pe 10 ani în Statele Unite, 1,57 suntem tot, tot pe acolo. În Germania uh, vorbim despre un uh, minus 0,04, ceea ce e, uh, este o creștere consistentă față de minus 0,08 de, uh, de ieri. Deci uh, ne apropiem de zona normală, de valori peste 0, nu suntem încă acolo. Creșterea dobânzilor în, în Europa, relativ la cele din Statele Unite, ar ajuta ar ajuta teoretic Euro USD. În același timp, din China vedem un yuan în apropiere de 663 și în general o piață mai, mai calmă din punct de vedere valutar. În cazul în care așteptăm încă într-o zonă de dinamică laterală pentru o perioadă, ne putem gândi la, la aș spune, cred, din punct de vedere tehnic, mai degrabă la spargere peste 1.12.80. Trebuie să mai lăsăm puțin, puțin acest grafic. Lucrurile se pot, de asemenea, avem nevoie de un buffer, nu trebuie să ne gândim imediat la o străpuncere dacă am alunecat câțiva pipi sub, sub linia inferioară, de exemplu, fiindcă se poate întâmpla o redefinire, o redesenare. Poate ca un triunghi simetric să devină un triunghi asimetric. Deci, prudent ar fi să urmărim din etapă în etapă. Eventual, una dintre variante este o poziție mai consistentă, la în momentul în care ai un breakout, închis o parte din ea, chiar dacă vorbim de doar câțiva pipi mai jos, și urmărit dacă există un alt breakout, apoi se poate redeschide sau păstra doar varianta anterioară, doar, doar ca o posibilitate teoretică. Cred că e mai dificil acum să avem variații foarte puternice. Există cu siguranță multe profituri acumulate. Deci nu exclud cu totul ipoteza descendentă. Doar că ea mi se pare mai ușor de activat după ora 9. În cazul GBP-USD avem problema serioasă a datelor din, din Marea Britanie. Uh, cele de inflație ieri au fost de ajutor. Cred că e o atitudine reflexă să cumperi când cpi este peste estimări. Nu cred că modifică prea mult poziția Bank of England. Deocamdată suntem într-o într episodică scădere. Avem date din piața muncii foarte importante, 4-9%, rata șomajului, câștigul mediu, 2,5%, claimant count change, deci numărul celor care solicită ajutor de, de șomaj. Se estimează aici un plus de mii. Lira Stelina ar reacționa cred destul de puternic în cazul unor cifre slabe. Pare reorientată descendent și ceea ce a început ca o corecție se poate transforma în ceva mai, mai hotărât. Cu date bune va crește foarte probabil, dar Uh, dar nu cred că la fel de exploziv. În orice caz, uh, de aici uh, cifre mai bune pe U, unul singur dintre aceste paliere, fie average earnings, fie claimant count, fie Unemployment Rate, ne-ar putea duce, cred, 30 de pip și mai sus. Peste 1.30 am avea însă dificultăți în a merge, ar trebui să fie mai multe surprize pozitive. Ne-am uitat la 130 și 1,31. Suportul este mai degrabă la 1.30.00, nivel simbolic, și apoi 1.29.63. Ca idee, însă, ceea ce s-a întâmplat aici, de el până astăzi cu Lila este o corecție consistentă, considerabilă, care a întrerupt cumva logica monoton descendentă a lirei sterline care ne împingea undeva spre 1,28. Să se fi modificate însă pozițiile generale ale fondului de hedging? Nu. Este în continuare o poziționare foarte puternică împotriva lirei sterline și, în general, lucrul acesta este un semnal defavorabil GBP-ului. Se ajunge noi la valori extreme, dar acum trebuie să punem poziționarea în context, în contextul fundamental. Și uh, cu siguranță ar fi o imensă vulnerabilitate în cazul în care ar exista vești, uh, vești pozitive pentru lira sterlină, dar nu doar un unemployment rate sau un CPI pe aici pe acolo, ci vești, uh, vești majore de tipul, uh, de tipul unui acord cu Uniunea Europeană în care să nu schimbe foarte mult din privilegiile anterioare atunci ar fi carburantul pentru o spargere a ceea ce înseamnă încă un interval foarte larg. Cu alte cuvinte, graficul nu ne ajută prea multe în interpretare, nu cred că piețele se așteaptă la una dintre publicări, la una slabă sau, sau puternică. Din punctul meu de vedere, cifrele n-ar trebui să fie foarte departe de așteptări, având în vedere faptul că este o valoare medie, o valoare agregată pentru ultimele, pentru ultimele trei luni rata șomajului și claimant count change se referă la luna, la luna iulie, bănuiesc că ar trebui să fie unele divergențe. Deci șomajul poate să nu arate foarte rău, în schimb claimant count ar putea să crească peste, peste așteptări. Dacă aș fi absolut forțat să văd o direcție, aș vedea un pic de risc descendent aici. Bun, interesant pentru cei care sunt consecvenți tehnicilor de, de tip momentum, de urmarea direcției unei unei piețe, 1.31, un break peste acestea ne aduce la 31.20 și probabil spre 31.45 curând și 1.30, să spunem un 29,95 cu marjă, care ne aduce poate spre un 29.63, mai jos avem un 1.29.40. Dolar yen. Ieri eram destul de alert în ceea ce privește dolar yen, asta se întâmplă însă cu puțină vreme înainte de comentariile lui lui Dudley. Am avut o alunecare într adevăr, mă gândeam că alunecarea putea să fie mai puternică, mai pronunțată spre 99 sau mai mult, dar USD-ul și a revenit și lucrul acesta a generat acea corecție pozitivă. Deci cumva a fost o imagine în oglindă, poate inițial dimineața ne așteptam mai întâi la o corecție pozitivă și apoi la o lunecare, apoi a fost mai întâi alunecarea și apoi corecția. Deocamdată suntem pe un trend ascendent, minor, unul care ar putea continua poate spre 101.30, nimic semnificativ dacă nu închidem chiar chiar dincolo de 10130 pe 1140-10150 în orele următoare. Altfel, logica rămâne una descendentă. Nu am avut date din Japonia, însă în această noapte există balanța comercială la 3 fără 10, se așteaptă un surplus, dar unul mai restrâns. Eu aș trage ochiul și la piețele de capital, chiar dacă au contat mai puțin în ultima perioadă, totuși Există un dans al, al surselor care pot, al motoarelor care pot mișca această pereche valutar și sigur că minutele FED vor fi foarte importante, dar și variația sentimentului vis-a-vis -vis de risc va reintra în atenție și cred eu chiar înainte de, de minutele Fed și probabil după ce se vor liniști, undeva spre 10-11 noaptea, când se va liniști și sesiunea asiatică, când se va fi liniștit efectul minutelor. Deci, burse în creștere ar însemna că și dolar are o șansă sporită pentru a înregistra o spargere. S-a cam atenuat această legătură între piețele de acțiuni și dolarien, dar nu cred că i-a dispărut uh, întru totul. Și în de bază, cu toată această presiune pozitivă pe USD, cu toate minutele FED, uh, este uh, o apropiere din linia de trend și un, dacă se întâmplă un breakout, să fie un breakout de scurtă durată, trendul să uh, continue în cele din urmă. 100,51, 100 nivel de suport pentru astăzi. Deci, poate nu satis maximul, dar câteva zeci de pip și mai sus aș începe să fiu atent dacă aș avea deja o poziție de tip, de tip, long. Mergem la petrol, petrol WTI, fiindcă ieri am văzut stocurile în varianta API care au, fost, au arătat o scădere ușor mai mare decât cea așteptată, nu a fost suficient, cam un milion de bari sau S-au pierdut și cred că este înțeleaptă cumva această reacție de marcarea profiturilor și cumva de oarece îngrijorare, fiindcă te gândești ce ar trebui să mai vină de acum înainte pentru a împinge prețurile și mai mult în sus și cât de mare ar trebui să fie scăderile de stocuri, iarăși pentru a schimba balanța actuală. Evident, nu este, fiind vorba de petrol, nu este zi în care să nu se întâmple ceva, să nu fie vreo declarație, vreo discuție, vreo, vreo influență a unor factori geopolitici. Mai recent, asta a fost o veste chiar, chiar de ieri, Rusia a folosit o bază aeriană a Iranului pentru a opera în, împotriva statului islamic în Siria. Și lucrul acesta arată o cumva o reorientare și o mișcare spre modificarea echilibrului de forțe în, în regiune, o modificare delicată, discretă deocamdată, dar totuși relevantă. Lucru ce cred că a avut un efect benefic asupra petrolului și, și aurului. Dar e o limită pentru, pentru aceste efecte, mai ales că suntem destul de sus și mă gândesc că se poate întâmpla ce s-a întâmplat la ultimul. La, la ultima spargere a unei linii de trend să avem o evoluție apoi pozitivă, apoi o retestare. Acum pare a fi preferată opțiunea descendentă. La jumătate 5 ,5 avem stocurile de petrol foarte importante. Nu e vorba de evoluție în panică, este o alunecare discretă și bine controlată. Vorbim mai degrabă de un canal de trend de tipul acesta, limită la 46,20 superior, la 45,75 inferior și o tendință de continuare. Cu cât tendința continuă în interiorul acestui canal de trend, cu atât este mai probabilă o turnă descendentă ulterior. Dacă este să avem un breakout pozitiv, el ar trebui să se facă relativ curent, eventual până în ora jumătate din, din punctul meu de vedere. Dacă pe la jumătate suntem pe aici, parcă există vulnerabilitate. Din nou, eu nu aș vedea neapărat stocurile foarte constructive de data aceasta, dar evident contează valoarea agregată pe care o veți găsi aici, inclusiv gasoline și Distillate Stocks. Dar înainte să fie raportată, deja se cam vede reacția pieței. Atenție, săptămâna trecută a existat o forfecare. Piața s-a dus în jos, apoi o creștere. A fost o creștere care nu a durat câteva secunde, ci câteva minute și apoi piața s-a întors. Deci dacă vrem poziții pe termen mai lung, e nevoie să lăsăm să se așeze lucrurile câteva minute. Se întâmplă, se întâmplă uneori, mai ales când ai o divergență uh, crude oil inventories într-un într sens, o surpriză pe ghezolin în, în alt sens. Uh, în cele din urmă, piața s-a întors așa cum era normal, uh, conform datelor crude oil uh, inventories de săptămâna trecută, dar i-a luat ceva timp și probabil a curățat niște stopuri pe atunci. Uh, pe termen foarte, foarte scurt, de câteva minute, nu m-ar surprinde o revenire spre 46-30 chiar. Dar tendința largă ar părea să fie una descendentă. Um... Nivelul de suport s-ar regăsi la 45 45,60, 45-60 rezistența la 46-40, 46-51, 46-70 și dacă spargem această zonă e clar că se va viza nivelul 47 și chiar peste. Mai degrabă însă poate mi e nevoie de ceva timp. Um, vestea uh, reducerii masive a pozițiilor uh, long directe și indirecte pe aur uh, al lui George Soros uh, nu cred că a contat uh, extrem de mult ieri. De fapt, la un moment dat chiar uh, aurul punea presiune din nou pe 1360. USD-ul care uh, se simte mai, mai puternic este o problemă aici. Minutele uh, Fed sunt iarăși o problemă și cred că o vulnerabilitate serioasă pentru aur. Cu toate acestea, dacă vom fi undeva mai aproape de 1360, o scădere de 10-15 dolari pe unce poate fi înghițită în interiorul intervalului. Dacă suntem mai jos, posibil să atingem limita inferioară la 1330 sau chiar și mai jos pe 1323. Acesta ar fi suportul dacă spargem 1329. Până atunci văd o perioadă de relativă plictiseală, nu de slăbiciune marcată. Nu un aur care să se miște între 1340 și 1346 pentru o vreme. Rezistența ar fi 1351 și 1359 pe scurt 1360, a depășit 1360 ne duce mult în sus. Bun, piața de capital germană, aici lucruri interesante de dimineață, deci deschiderea a fost puțin pentru scurtă vreme favorabilă și apoi lucrurile au au mers în secvență descendentă și chiar vânzări destul de notabile. Sunt evoluții comparabile ca direcție, dar nu ca amplitudine cu cele din Statele Unite. Și aici avem o turnură descendentă, ceea ce înseamnă că se întâmplă două lucruri. Pe de o parte, piețele sunt atente la faptul că de, de acțiuni. Uh, sunt atente la faptul că deja uh, și Dudley și Lockhart au uh, o perspectivă puțin mai, uh, mai hawkish. Uh, pe de altă parte, există uh, acest efect al unor uh, nesiguranțe de ordine geopolitic pe care le văd în creștere și uh, ele se reflectă mai puternic asupra piaței germane, mai sensibile în astfel de situații. Și cu toate acestea, ceea ce s-a petrecut este um, o tatonare a limitei inferioare a unei formațiuni uh, de tip broadening, așa cum am anticipat-o noi. E drept, limita zona superioară a fost bine definită, zona inferioară lipsea ceva. Um, a trecut destul de mult timp, nu este un broadening ca la carte, ar fi fost un fel de megafon top, cred, dacă aveam aici un minim, apoi o întoarcere și din nou scădere ca cea de astăzi. Dar minimul acesta a lipsit și deci parcă ceva nu este, nu este suficient. Cred însă că sub 580, vedeți, e o bătălie de câteva minute, de când am început webinarul, mă tot uit, de când în când și văd piața germană între 580-590. Deci cineva aici înțelege importanța nivelului. Sub 580 am alunecat probabil spre 520 fără mari probleme. Dar mai mult s-ar crea o breșă care ne-ar putea duce sub canalul de trend, ceea ce ar fi o problemă majoră pentru cumpărători. De data aceasta piața pare să reziste pe termen scurt aici. Un hammer generat așa după o singură lumânare roșie. Nu e chiar suficient pentru o creștere durabilă, dar ar stopa declinul pentru o vreme. Eu zic că lupta este în continuare în derulare și că nu este exclus ca piața să ajungă astăzi sub 580, chiar spre 520-530. Însă, evoluția ar fi normală și în continuarea logicii ascendente dacă nu am închide sub 520. În momentul în care spargem 520, cred că putem intra într-o perspectivă descendentă consistentă. Uh, am vedea un suport la 443, apoi pe la 410 și apoi undeva la 382, chiar dacă este în mijlocul ghepului, uh, nu-l acoperă total, e, e un nivel bun, uh, mai jos poate un 368-369. Ipoteza principală este însă o revenire și o bălăceală pe aici, deasupra lui 550-560 până în 650 în așteptarea minutelor Fed, o abordare hawkish acolo ar putea orienta piețele de capital din Statele Unite și trage și cele din Europa mai degrabă în jos. Mi se pare că există un risc mai pronunțat acum, chiar dacă regula de bază este The Trend is your friend. Interpretarea ar fi că este prietenul nostru și nu trebuie abandonat uh, ușor decât, uh, bineînțeles, uh, uh, nu se aplică în, în viața reală, lucrul acesta, dar uh, aici uh, în tranzacționare, uh, trendul uh, trebuie uh, recunoscut uh, ca fiind uh, cu totul uh, cu totul uh, pus în umbră în cazul în care ai un breakout clar, există unori uh, false false întoarce, dar pentru aceasta sunt stop loss -urile. Deci am dat și o axă centrală pentru a arăta că suntem în jumătatea sa inferioară și chiar destul de aproape de o zonă cheie. Sub 520 trendul începe să pună, să pună indicii serioase de, de, abandon. Ca idee, cred că există, există un pic de risc, depinde cum este tonul în această seară, există un pic de risc descendent și mă uit și la piața din statele unite. De obicei, după asemenea evoluții un candlestick de creștere, unul mai slab, unul din nou de creștere, unul slab, apare o o nouă succesiune de, chiar alternative, care de multe ori te duce la o creștere. În momentul în care creșterea este retezată, entuziasmul este retezat, variațiile sunt puternice. Sigur, acum lucrurile arată rău, ziua nu s-a închis, mai este timp, dar chiar și 10-20 de puncte mai jos, o închidere ar fi net nefavorabilă. ne aduce spre... 18.400 de puncte sau 337 foarte rapid. Eu cred că piața din Statele Unite este mai vulnerabilă la scăderi multul de față decât cea din, cea din Germania, deși în general DAX-ul e mai volatil. Pentru astăzi e misiunea, este mai degrabă o misiunea cumpărătorilor să, să, lupte și nu neapărat a celor aflați pe poziții de vânzare, fiindcă turnura obișnuită este una este mai degrabă una descendentă. Vreau să vă arăt un grafic, dar cred că va trebui să reîncarc aici. Bun, voi, voi reporni fiindcă nu mai avem actualizare pe grafic. Bun, am revenit pe un grafic US30 H1, se vede aici un range, un range care însă poate fi ușor abandonat printr-o închidere sub 18.500. Avem nevoie de câteva puncte pentru a căpăta claritate și siguranță, de exemplu sub 490. Am privit cu atenție 18.420, 18.400. 100.379 și 337. Din punctul meu de vedere, chiar dacă există o respingere aici, totuși e un risc pronunțat de corecție în această după-amiază și dacă nu, eventual chiar pe seara. 590 rezistența apoi vorbim de maxime istorice, dacă spargem 630. US 30 nu este cel mai puternic indice din Statele Unite avem în general o perspectivă mai bună pe US 500, dar și el și el a închis la limită sesiunea de ieri, iar acum pare a fi destul de aproape de o spargere a atenției anterioare ascendente. Nivelul de suport ar putea să fie la 2170, apoi ne uităm la un 2159 și 2152. Rezistența este 2100 89, mai sus 2200, nivel uh, rotund simbolic și 2207. Bun, uh, văd observații legate de știrile de pe GBP, ele au venit de, de ceva vreme, bineînțeles. Uh, uh, date mixte, uh, șomajul conform așteptărilor mult mai bune pentru ele astăzi inițiale, pentru ajutor de șomaj, surprinzător dar un câștig mediu în, în scădere. Hmm. Un cocktail destul de, de dificil de, de anticipat. Uh, spike inițial și acum piața o ia în jos. În general, când se întâmplă așa ceva, ce crezi că este de făcut, este de vândut, fiindcă înseamnă că reacția inițială nu a fost una suficient de uh, convingătoare, dar bineînțeles, cu cât mai devreme cu atât mai, mai bine. Un stop loss, deja avem o poziție o poziție foarte consistentă, chiar, chiar poate prea mare. Și un stop loss decent ar fi pe la 1.30-34. Uh, unul mai mult mai apropiat, dar mai ușor de, de accesat, ar fi de atins, ar fi pe la 30-22. Să pun pe acesta la 30-22, fiindcă am intrat cu o dimensiune uriașă, fără să mai ajustez prea mult. Într-o poziție ultra-speculativă care cumva e, este expusă unor riscuri notabile de fluctuații în această perioadă. Probabil că lira strină va merge, va merge, mai jos în timp și pe parcursul sesiunii de astăzi, dar, dar raportarea la dimensiunea contului este o expunere foarte mare. Bun, o să fim mai, mai atenți la ce se întâmplă aici. O să trecem acum la AUDUSD. Uh, dolarul american este motivul principal al acestor ajustări. Uh, o mai mare reticență în legătură cu uh, pozițiile uh, legate de uh, active riscante. Un al doilea motiv și iată uh, o tendință de alunecare ce continuă, continuă în această perioadă. Date din Australia nu spectaculoase, 0,5%. Pe, pe plus, mai importante datele din Noua Zeelandă și bune aceste cifre noaptea trecută. Cred că aud este într-o zonă sensibilă, fiindcă unii se vor gândi aici la un double top. Suportul ar fi la 72 0.7636 și mai jos 76, 20 La cum evoluează lucrurile, s-ar putea să vorbim despre o, o alunecare. O în care sub acest palier. Vreau să închid o bună parte din această poziție, fiindcă e foarte mare, riscul asumat e cu totul ne... neliniștitor, așa că câte vreme suntem în profit, vreau să las o poziție mai mică. Bun. Am ajustat-o la un 0,3, am făcut și profit pe această mișcare, e, e, mult mai în regulă acum. Chiar dacă nu e, nu e încă o poziție foarte, uh, foarte mică. Deci, revenind la ODUSD, cred că riscul descendent este pronunțat. În cazul în care avem o respingere de aici, vorbim de 76-64, 76-80. Pare că piețele s-au gândit mai bine la ce a vrut să spună Banca Centrală, dar cred că totuși driverul principal este USD-ul și nu AUD-ul în această perioadă. O revenire ar genera de aici, deci pe H4 să fim undeva pe după-amiază spre seară, pe la un 76-80-77, ar însemna că <coughs> se pun bazele aici unor dinamici laterale și că poate urmează mai degrabă o creștere. Dar e scenariul B, având de vedere riscurile, cred că o care nu este exclusă. 0,7590, 0,76 este suportul oferit de linia de trend mai veche. Dacă o spargem cumva, 75-66 ar fi pragul următor. NZD-ul se vede momentul datelor, date foarte bune, cu rata șomajului în scădere la 5.1%, de la valoare revizuită anterior la 5.2%, cu un producer price la intrare în creștere și cu, mai ales, o variație pozitivă a numărului de angajați în ultimul trimestru, 2.4%, s-a așteptat doar 0.6%. Spectaculos! Și totuși, nu, nu cifre din Noua Zeelandă au fost dominante. Piețele s-au întors ulterior. Lockhart a pus, a pus, a pus a, traderii în poziția de a asculta mai cu atenție a, perspectiva hawkish și s-a transformat a, mișcarea peste 73-16 într-un breakout. Lucrurile evoluează descendent în momentul de față și probabil că ar mai fi loc. 72-28 suport cu cu o perspectivă pozitivă în legătură cu minutele din această seară poate spargem cheia linia de trend și mergem spre un 71 73. Dacă nu se întâmplă mare lucru acolo, există posibilitatea unei respingeri și a unei evoluții către 72 60 072 90. Văd însă și aici mai degrabă presiune descendentă. Și ne mutăm atenția înspre Euroron, o creștere consistentă astăzi, depășirea lui 4,46 și mișcare în, în timp real de depreciere a leului. Astăzi nu am văzut date noi de la Institutul Național de Statistică. Este posibil să avem o ajustare generală a pozițiilor de risc sau să fie altceva ce e suficient de, de recent încât să nu fi intrat pe radarul, pe radarul nostru. Cred că nu este surprinzătoare direcția, ci interesantă este agresivitatea mișcării. Între ghilimele, pentru leu este o mișcare destul de, destul de pronunțată, vorbim de 100 de pipși, pe alte perechi ar fi echivalentul pe euro USD, ar fi cam 22 de, de PIB și deci nu este cine știe ce. Dar pentru leu care stă câteva zile într-un range, este o modificare spre o modificare intervalului de variație sau chiar o tentativă de a merge mai sus. Fără a anticipa în mod... fără a detalia în mod clar Cauza, cred că dinamica aceasta se aliniază cu riscuri generale referitoare la activele de risc și, din punctul meu de vedere, poate deveni o mișcare mai serioasă dacă închidem sesiunea de astăzi peste 4.47. Ne uităm poate la un 4.48 sau 4.48.50 ca rezistență. Intradei ar trebui să existe o reticență aici de a merge mai sus, pentru o vreme măcar una două ore. Dacă piața merge direct peste 4.47, e risc de vulnerabilitate susținută. Suportul ar fi 4,45-88 acum și apoi 4.45, în momentul în care aș avea informații noi despre, despre leu, 3 va fi locul unde voi exprima, exprima opiniile. Cu aceasta cred că putem considera încheiat webinarul nostru. O să revenim înainte de, de, a pune punct la GBPUSD să vedem graficul. Ah, piața pare că s-a oprit aici pe M5. Haideți să, să închidem cu totul. Uh, am generat profit uh, din nou. Mă uit pe Cash Operations. Dacă se întoarce sau se revine, asta nu mai este deja problema noastră foarte mult. Cred că uh, cred că uh, Putem fi mulțumiți de, de sesiunea de, de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, am prezentat doar opinii referitoare la, la piață, nu recomandări de tranzacționare, încheiem cu un profit de 23 de ron. Toate cele bune pe curând! La revedere!